Vă salut, dragi prieteni ai culturii, prieteni ai mei, prieteni și ai invitaților mei, fără îndoială. Vă salut, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Transparențe, unde ne întâlnim și discutăm. Sunt atâția oameni care au zis că românii sunt prin excelență niște inși orali, iubitori de discuție, de trâncăneală. Ei bine, trâncănim aici despre lucruri poate fundamentale, poate evanescente. În orice caz ne adunăm și discutăm în folosul vostru al tuturor, sper, dacă nu cumva vă veți plictisi. Ceea ce, să fim serioși, o cochetărie, e exclus să vă plictisiți când am invitați precum scriitorul, jazologul și diplomatul Virgil Mihaiu. Se aude U final, da? Corect. Mă bucur că se aude. Și că la Mathieu Jean Caragiale nu știam niciodată dacă ce se întâmplă cu tratamentul acestui U final. Da. Tu fiind filolog, o poate cochetărie a celor care pretind că nu s-ar pronunța U final. Deci o aberație, pentru că U final s-a pronunțat, până și eu am prins oameni mai arhaici care spuneau ochiu, ochiu. Era o semivocală, un U cu căciuliță deasupra. Dar și care, de exemplu, eu voiu veni, se scria încă pentru ca să-l diferențez de eu, tu, el, ea, noi, voi. Ele, știi? Interesant. Da. Dar uite, am această problemă încă, eu da. Și poate și alții. Mihaiu viteazul sau Mihaiu viteazu? Mihai bravul. Și mai bine. Absolut. Da. Nu știu, nu pot să cred că l-au lăsat să fie doar un nume de stație de metrou. Este incalificabil. Da, asta nu e o chestie a secolului XIX cu bravul. Nu. De ce? Este o chestie a latinității românilor, care se înțelege pe tot globul pământesc și dacă tu te parțializezi sau te parohializezi, atunci vei adopta celălalt cuvânt care sună bine în cehă, în slovacă, în polonă. Interesant. Da. Și cum e? Sighetu Marmației sau Sighetul Marmației? Cred că în unele, de exemplu, cum e Odorheiu, da, fără L. Și cred că și Sighetu, la fel. Da. Dar și satu mare. Da, bine sigur, sigur. E o bucurie că pot avea această discuție cu tine, pentru că, până la urmă, rămâi prin formație un filolog, chiar dacă ai luat-o spre teritorii care te apropie de muzică, spre muzicalitatea poeziei și spre toate celelalte. Cum ai descoperit că vrei să fii poet? Păi, nu știam că vreau. Asta e o chestiune, ori e o vocație, ori nu ți-o poți. Deci nu poți fi poet făcut. Nu te poți autosugestiona. Dacă te autosugestionezi, este ceva mai artificial. Da, sigur că erau niște circunstanțe care au favorizat opțiunea respectivă, din cauza că în acea perioadă artele care m-ar fi tentat în anii 60 erau cele colective, adică, de exemplu, cinematografia. Asta. Te-ai gândit la o carieră în film? Nu mă gândeam, mă gândeam la regie. Deci aveam în cap scenarii, făceam tot felul, chiar mi-amintesc, în 59... Am fost la mare, la Mangalia, într-o companie ultra selectă. Deci eu aveam 9 ani și alți copilași din jur erau Marian Papahagi, deci amici de copilărie era Alin Rancea, actualul chirurg celebru, era fratele lui Marian Dodo, era, cine să mai zic, Horațiu Mihaiu, fratele meu. Foarte mulți. Și numai băieți? Sau erau erau foarte, foarte simpatici. Și atunci am avut așa un fel de revelație, adică priveam acele faleze și îmi imaginam ce scenarii s-ar putea realiza în acea ambianță. În mintea mea de regizor, îți dai seama, în 1960. Și când s-a transformat această revelație a imaginii de film, să zicem, în imagine poetică, nu, în poezie? De fapt, ea a fost o tranziție firească, însă forțată de, cum îți spusei, se tăiau toate posibilitățile, mai ales după 1971, când s-a întors foaia, după modelul nord-corean, cel mai nefast de pe glob. Ne-am trezit cu el pleașcă în România și îți amintești probabil că, de exemplu, Academia de Muzică nu mai avea decât un loc la trompetă odată la 2 ani. Nu știam lucrul ăsta. Da, era la fagot, era odată la 3 ani. La 8. Gata cu trompeții în România. Gata cu diverse instrumente. Adică până atunci prosperam în materie de muzică, la fel ca și în zilele noastre.
Iar dintr-un capriciu al regimului a început această reducere în care m-am trezit că depindeam pur și simplu de ce aș putea face de unul singur. Așa am ajuns să mă concentrez foarte mult asupra poeziei și am avut, bine sigur, mari avantaje datorită cooptării la Equinox, unde botezătorul acelei reviste, același Marian Papahagi, ante menționat, m-a inclus așa, ca și cum aș fi fost din familie. Cum s-a întâmplat? Te-a chemat? V-ați întâlnit pe stradă? Eu știam, deci totul era planificat de pe la finele anilor 60, când eram în acest edificiu și încercam să fac niște emisiuni muzicale, că era pasiunea la care până la urmă am reușit să mi-o profesionalizez. Și el avea aici cunoștințe și m-a adus pentru prima dată la Radio Cluj, unde după aceea, prin Carmen Cristian, extraordinara realizatoare radio și TV. Și vecină sau doar vecină, prietenă? Vecină, era și vecină, de da. Casă în Cipariu și prin ea, ea era pictoriță, am reușit să am acces la acest mirific spațiu și să inaugurez o emisiune numită Eseu Jazz. Ei, și atunci, în discuțiile, Marian pleca la studii la Roma în 68 și eram elev într-a 10-a. Și am zis, băi, las, mă termin tu liceu și sare în revista care încă nici nu exista. Urma, era în mintea lui. Și uite că s-a... Era o proiecție clară care trebuia să devină realitate, da, și a și devenit. Da, grație lui, în primul rând. Sigur că după aceea a intervenit Ion Pop, Ion Vartic și s-a creat această școală celebră de literatură. Excelent. Da. Gil, în volumele tale poți identifica, nu neapărat în cele de față, poți identifica cea mai veche poezie pe care ai inclus-o? Că mă gândesc că pe primele probabil nu le-ai recuperat, le-ai lăsat în atelier. E o arheologie quasi imposibilă, din cauza că au fost atâtea perturbări de tip datorate cenzurii, în primul rând, încât până și primul volum apărut în 1977 era de fapt conceput până în 73. Recuperai de fapt publicul. Nu, dar de exemplu volumul ăsta antologic, adică 70 de ani de viață acum și 50 de ani de când am avut debut în 1970. Și un volum aniversar, care vă să zic. Acolo figurează cum că textele ar fi din 70, deși volumul era din 77. Îți dai seama ce paciență era necesară ca să reziști 7 ani până îți vezi o carte apărută. Mi-amintesc că era dificil să penetrezi într-o revistă și era o glorie. Te plimbai cu revista pretutine, nu exact. Tu, oricine. Nu, și eu. Probabil și tu, da. Nu, realitatea este că având asemenea, cum să zic, obstacole permanente, nu mai pot să urmez, cumva, să reconstitui traseul. Adică se suprapun la fiecare volum alte întârzieri, alte aventuri legate de copertă, legate de... Tot... Ai și obiceiul să revii periodic și să mai rescrii poemele? Sau... Nu chiar. Adică am încercat să le mențin cât mai apropiate de acel moment. Era, de fapt, un fel de, ce să zic, salvare a unor texte. Că până la urmă, nici despre antecesorii noștri din perioada ta atât de admirată, din Evul Mediu, nu știm ce-o fi corectat, ce-o fi lăsat la fel. E o chestiune inefabilă. Dar e interesant de știut dacă pentru tine aceste poeme au un anume instantaneism, adică ai încercat să păstrezi puritatea și prospețimea momentului scrierii sau ai fost un artizan care a tot cioplit și a tot... Justo. Ei, prima ipoteză e cea valabilă, pentru că aici cred că starea mea în general, starea mea de spirit când concep un text este aceea de quasi improvizație jazzistică. Deci aici e toată chestiunea. Am impresia că dacă prea mult bibilesc, revin, se pierde acea spontaneitate. Da, e posibil să ai dreptate. Deci spontaneitatea e importantă. Absolut. Prospețimea. Da. Alții ar vrea să facă poezie în bronz, cumva, parcă ar fi sculptor. Da, da, da. Interesant. În versuri cu ritm și rimă, îți place să scrie? Scrii vreo? Mi-ar plăcea. Am câteva, dar nu... Aici și în această sferă trebuie vocație. Sunt unele popoare care nu au deloc vest Japonia,
unde nu poți fizic, pentru că nu există decât 5 vocale și toate cuvintele se termină în cele 5 vocale, deci n-ai cum să pui rime. Asta explică mult din poezia japoneză. Exact, exact. Deci asta vreau să spun, că depinde mult și de limbă, de simțul rimei care există la unii, demn de invidiat, vezi, în cazul nostru Mircea Dinescu, să spunem. Și ce să zic, Dimov, fabulos, ce să mai vorbim de Șerban Foarță, gigantul poet din Banat, din Timișoara, e senzațional. Spune-mi, Gil, pentru tine limba română e un impediment sau dimpotrivă oferă o multitudine de posibilități pe care, iată, alte limbi nu le conțin, nu le presupun? Da, judecând după estimările colegilor de limbă germană, că am avut marele privilegiu să fiu coleg cu Peter Moțan, unul dintre cei mai importanți germaniști din Europa, pur și simplu ne invidia că avem această libertate, în special la nivel de topică. Adică nu modifici sensul în mod dramatic dacă schimbi poziția unei părți a propoziției, în timp ce în alte limbi cu structuri foarte rigide, vezi germana, gândește-te că totdeauna trebuie să lași verbul la final. Și când era Napoleon... Cantemir a încercat și la noi povestea asta. Da, și era Napoleon, nu mai știu în ce expediție, și tot perora, după care apare germanul și îi dă replica. Și se zice, dar de ce nu spune traducătorul nimic? Așteaptă să vină verbul. era șocat. Ce se întâmplă aici? Adică urmează ca la Thomas Mann. Vezi un paragraf atât și până la final nu știe exact care e sensul întregului. Ce face cu toate cuvintele alea? Da. Dar uite că limba noastră neoromanică, melodioasă, se pare că întâmpină anumite dificultăți când e vorba să fie tradusă în limbi de circulație internațională. Oare de ce? Bizar, pentru că în mod normal, de fapt, dacă o analizez așa la rece, e un esperanto al limbilor latine. Deci nu poți să spui acum că româna e cea mai apropiată de portugheză. Poți să spui că e și de catalană la fel de apropiată sau de italiană. Retoromană? Da, pretutindeni. Dai, pune pe post în Elveția, să asculți un pic în retoromană și vei vedea că e o română cu inflexiuni germanoide. Deci realmente? Influxuri germane. Da. Inevitabile ca la români. La români le ai pe cele grecești, care pe mine mă blochează. Neștiind grecește, de exemplu, îi faci complimentul unei frumoase aromânce. Ești mușată, nu? Și cum îi spui că e mușată. Dacă nu știi clul, nu știi ce a zis amorezul. E frumos. Da. Dar lumea zicea că dacă mergi în Sardinia, rămâi frapat de asemănări. Absolut. Au șiu, au tot felul de lucruri. Bun, și portughezii au șiurile. Au și îurile. Și îurile, da. Excelent. A, bine, nu-i asta. Sunt unele prejudecăți, chiar și Foarța a căzut într-o capcană, a încercat să împartă limbile după particula da, care evident că este majoritar da, adică da. O știm da. De la noi și si, da? Și s-a cam încurcat, pentru că după daul aceea, nostru nu vine dinspre slavă. Vine dinspre celtic, asta e realitatea, pentru că dacă te uiți la alegerile din Irlanda, vei constata că apare la pozitiv răspuns ta. Vorbesc serios, n-am știut asta. Deci ta este afirmativ. Deci celții pe care ați drobit boii tauriscii lui Burebista nu au trecut degeaba pe aici, au lăsat o moștenire. Au lăsat și câteva. Sau Europa carolingiană să fi fost cea care... Nu, eu zic că acești celți misterioși, despre care cred că Radu Ardevan ar spune mult mai multe, multe, da, probabil. Au lăsat inevitabil și dacă vedeam studenți la mine în grup, aici, la Academia de Muzică, să spunem, vezi ceva mai roșcat, mai pistruiat, cu ochi mai exoftalmici sau vers și cu păr mai creț, roșu, ești de pe la Bistrița. Dar de unde știți? Păi, nu, dar e clar că era o enclavă pe acolo și probabil și cred prima Maramureș. Cred că și Maramureș. Da, exact. Exact. Da. Deci recunoști fenotip sau cum se numește. Am vorbit cu folcloriști din Maramureș și ziceau, păi, dar uite-te pe simbolurile de pe porțile astea sculptate. Simbolurile e suficient să vezi cum tropăie.
deci bătuta aia, nu? Că da? Irlandezii dansează numai de aici în jos. Ai văzut? Nu mișcă, simt mobil. Am auzit și povestea de ce ar face asta. Ci că erau seniorii englezi și pentru a nu se observa că ei petrec, când ieșeau capetele lor din lanuri, se vedeau doar capetele, dar ei de fapt dansau cu picioarele. Plus că, de exemplu, te uiți și la portul ăla bizar din Maramureș, care seamănă oarecum cu kiltul scoțian, tot celtic. Deci e așa un fel de fustanele, nu? Sumnele. Da, da, bizar. Foarte interesant. Da, interesant. Da, bă, proiecteze, iată, și etnografia și limba noastră pe un fundal european mai vast și mi se pare că e un câștig ăsta. Păi uite, și domnul Taloș ți-a dat repere în acest sens. Eu uiți la emisiunile noastre, da? Ce să fac? Prin forța împrejurării. Nu, realitatea e că avea perfectă dreptate în materie de conexiuni via etno, el fiind etnolog, da? Sigur. Ei, cel mai important festival de, așa zisul, festival de etno-jazz se ține la Chișinău. Este organizat de Anatol Ștefănesc, care aș zice că e probabil cel mai important reprezentant al violei în jazzul actual. Și deci organizatorul este și instrumentist și pasionat. Este membru, este membru al cele mai colosale trupe de jazz românesc. Deci eu n-am văzut o sinteză a întregului melos român mai puternică decât la această formație. Mă frapează ce îmi spui, pentru această că formație numită Trigon. În anii studenției mele erai foarte elogios la adresa trupei de la Casa Armatei din Cluj. Așa. Era domnul Porcișan, cel care avea o trupă extraordinară, am auzit-o și eu. Era o formație, să zic, mainstream, care reușea să cuantifice experiența big band-urilor americane, deci nu depășea prin originalitate nimic. În timp ce... Pe când aici la Chișinău? Păi nu, la Chișinău este vorba de o opțiune estetică și morală și națională și tot ce vrei, în care pur și simplu ei din 1992, de când s-au înființat, vorbesc de Trigon, da? au reușit să creeze această sinteză muzicală de tip jazzistic. Nu au fost primii, pentru că la noi primul care a realizat această colosală performanță a fost Richard Oșanițchi, din Timișoara. Un nume colosal. Anii 60-70. Un geniu absolut. Păcat că a murit atât de devreme. La 40 de ani, da. Asta s-a întâmplat în multe locuri. Incredibil. Da, în multe locuri. Prea mult suflet, ca și Boris Vian. Exact. Deci aici e o bizarerie. A murit și cel mai important jazzman din Suedia, Jan Johansson, la aceeași etate. A murit și cel mai important jazzman polonez, Krzysztof Komeda, care făcea muzica la filmele lui Polanski din anii 60. A murit și Vagif Mustafa Zadeh de la Baku, care era și el genial și tot la 40 de ani și pe scenă a murit. Extraordinar. Da. În timp ce cânta. Nu știu, asta ar fi prea, mă rog, să zic așa, prea ostentativ, dar acolo am murit la un festival de tot etno-jazz din Uzbekistan. Mă gândesc la Molière, care și el aproape exact, că a murit pe scenă. Exact, exact. Și mi-amintesc de fenomenalul trio al lui Ganel Incekasin Tarasov. Pe care i-ai adus la Cluj când eram student. Da, am rămas uimit absolut, ce putea însemna trioul acela. Deci șoc cultural pur și simplu. Și acești pe urmă mi-ai spus că toți ăștia predau la universități. Da, dar acești muzicieni de școală rusă incredibil, pur și simplu au ajuns să, cumva să ducă mai departe tradiția avantgardă jazzistică din anii 70. Asta nu o să înțeleg niciodată și sper că mi explici chiar acum și mie și celor care ne văd. Lungă. Știi de ce? Pentru că noi, cei din afara fenomenului, adică cei aflați la tegument, la prima impresie, chiar dacă e o impresie durabilă, toți legăm jazzul de muzica oamenilor de culoare din Statele Unite. Da. Dar e mult mai complex, pentru că e vorba de fapt despre inclusiv istoria asta cu negritudinea, e totuși în esență un protest. Adică prin faptul că e muzica libertății... Deci e mai mult socială decât etno-rasială, cum se spune. Era o manifestare a setei de libertate. Unde vrei să ai sete de libertate dacă nu în acel domeniu al rasismului sau în Europa oprimată de stalinism sau fascism. Da. Da? Și de asta... Da, și Hitler a avut probleme cu jazzul. Păi mulți au avut, dacă vrei facem o emisiune întreagă. Pe ar merita, deci, da. Chestiunea a fost că au dat niște concerte în Transilvania, adică am reușit să duc și la... Zici de cei trei ruși. Da. Au dat în 80 și în 83,
le-am prezentat și știu perfect. Și la Satul Mare se crease cumva așa subit, a apărut un fenomen uluitor, pentru că orașul era quasi mort, nu mai aveau benzină, erau restricții, era o tristețe, izolat. Și ajungem noi cu trenul, ne trăim până acolo, îi mută din sala filarmonicii, care e într-adevăr una din cele mai frumoase din Europa de Est, la Satul Mare. La Satul Mare, da, bine de știut. O clădire de art nouveau, splendidă. Și alături la Teatrul de Nord. Îi pun pe scenă, pian, și își dau drumul și era ceva, cum să zic, apocaliptic concertul. Și mă duc la, nu mai știu, că Cecasin cânta la două saxofoane simultan, cânta la clarinet bas, la trombon, la tot fagot, orice. Și la final era, eu aveam impresia că ăsta își dă duhul pe scenă. Și mă duc la el și întreb pe rusește, zic... Ты хочешь умирать на сцене, вреса мор по сцене, на которой я зече, мне все равно, где я умираю, мне тоту на унде мор. Replică extraordinară. Nu-i mai pomenit. Mi-l amintesc pe baterist, care și șchiopăta. La un moment dat își lua pur și simplu, da, își lua cinelul și... Exact. Trianglu. Trianglu, triangul, deci triangul era... avea și cinel, avea și pe cinelul un solo. Incredibil. Da, e ceva, orice chestie minimalistă. Incredibil, e fabulos, dar asta e un capitol în sine, că am reușit să ajung la Vilnius. Erau ani totuși fericiți pentru jazz în România, la Club A, știu că se întâmplau multe lucruri, la Sibiu era festivalul. Erau, uite-te acolo, vezi, scrie, Jazz Connections din România, am încercat să sintetizez. Pentru cei de la Institutul Cultural Român m-au rugat să o scriu în engleză ca să o poată... E un fel de mică istorie a fenomenului, și nu? Cei care au citit-o au rămas încântați de această sinteză și acolo e explicat ce se întâmpla. La ediția a doua poate adaug și niște mostre înregistrate pe un stick. Da. Ar fi minunat. Ai dreptate. Spune-mi, te rog, nu ți se pare că această efervescență jazzistică continuă în zilele noastre? Adică eu nu mă așteptam ca într-un sătuc de munte bănățean, la Gărâna, să se întâmple ceea ce se întâmplă, să vină unii dintre cei mai mari și mai talentați jazzmen, să le zicem, de pe mapa mond. Sau... Nu, continuă în primul rând pentru că în perioada aceea de underground, cam totul era prohibit, nu? Efectiv, se crease un fel de contracurent. Deci noi ne duceam la Sibiu, la cel mai important festival, cu trenuri întregi de studenți, coordonate de celebrul Iosif Fiman. Probabil că vă și cunoșteați între voi unii dintre, nu? Păi așa l-am cunoscut pe Sorin Antohi. Deci așa am cunoscut lumea bună. Efectiv, de pe tot teritoriul. Iar vara avea un pandant la Costinești. Se ținea Sorin scotea buletinul acela de jazz, xerografiat. Deci imaginează-ți ce unica revistă română de jazz a apărut timp de 3 ani la Iași, prin diligențele lui Antohi, ale domnului Cărăușu, care era prof de matematică la universitate și jazz fan. Era un grup de oameni prin care am cunoscut pe Dan Petrescu, pe Liviu Antonese, pe Lucian Vasiliu, adică lume bună. Poeții congeneri, da. Exact. Bine, nu mai vorbesc de Mihai Ursachi. E absolut fabulos. Deci îți dai seama, în mediul ăla, totdeauna, și era salut pe Alex Vasiliu, care făcea toate emisiunile la televiziune. Așa. Și interviuri de genul ăsta am făcut acolo la Iași. Deci, în anii 80-83, chiar în perioada celor concerte cu Ganelin Cecasin Tarasov, au reușit să creeze această broșură xeroxată. Care dai seama că aveai nevoie și acolo de aprobări. Absolut. Nu puteai mișca. Era Ion Mânzatu, care reușea cumva să dribleze oficialitățile și ca să vezi ce percepții bizare. Am ajuns cu ea într-un voiaj istoric prin care am ajuns până la urmă să fiu cooptat în redacția revistei Jazz Forum de la Varșovia. Deci, pur și simplu, în mod miraculos, am primit aprobări după diligențe de ani, știi? Extraordinar. Și am pornit cu trenul, ca având la mine aceste reviste triste, care arătau
teribil de primitive. Ei, ce să vezi, în Ungaria se uitau cu condescendență, ziceam, da, și noi avem vreo 5, da, tipărite, îți dai seama, lucios, elegant, bun. Arătau altfel. Așa, mă ajung la polonez, unde era un cult al undergroundului, nu mai vorbesc, au ei că din timpul fascismului, deci tot timpul erau catacombe și tot se chemau catacombe, subterane, tot. Și puneau niște, uite așa cum avem noi aici, niște tarabe, unde pe acele, ce să zic, găseai tot felul de reviste și mai mizerabil tipărite decât ale noastre. Dar la fel de glorioase. Da, când am scos astea, au sărit toți entuziasmați. Aveți Solidarność în România, colosal. Scoate și voi așa ceva. Da? Da, erau entuziasmați. Aveai un, ce să zic, un prestigiu formidabil că reușeai să publici așa ceva. Da, e colosal. Gili, ești un fenomen pentru mine. Nu mai cunosc pe nimeni să știe atâtea limbi, să le poată vorbi, să le poată înțelege, să poți citi. Spune-mi câte știi de fapt. E momentul să mărturisești. Asta cu cifrele mă depășește. Dar pot să zic așa, să zic 7-8. Te descurci. Nu că le știu bine. Le știi chiar bine. Celelalte peste 8, foarte vag. E vorba de un talent născut, de o pasiune, de o perseverență? Nu, e vorba de o necesitate, în primul rând, susținută pe anumit. Cred că am auz absolut, dar asta de la mama. Deci e un dat natural. Și în mod paradoxal, tatăl meu, deși era crescut într-o comună cu două treimi de saș, mă refer la Criț, habar n-avea să zic o propoziție în germană. Deci era opac la limbi străine. Și cu toate astea, frate meu e poliglot, fiica mea e poliglotă. Și Horațiu știe? Horațiu știe bine, bine. Nemaipomenit. Horațiu știe bine. Lucreția știe deja vreo 5-6. Extraordinar. Deci se moștenește. Da, dar de ce, cum să-ți explic? În primul rând era o necesitate, fiindcă nu aveai cum să te informezi dacă tu nu cunoșteai acest... Dar la tine stadiul cunoașterii depășește simpla posibilitate de informare. Adică da, dar vreau să zic, și la era un motor, cum să zic, o motivație. Deci te stimula chestiunea cu interdicțiile de, să zicem... acces la presă, la filme, la așa, și încercai să le scurt-circuitezi. Mergând la original, direct. Da. Ceea ce se întâmpla, de exemplu, la Craiova, la verii mei, Mihai Drăgoescu și Valentin Drăgoescu, care aia, pe aia se intervievesc, care aveau televiziunea virată clar spre Iugoslavia. Și normal că vroiam să mă reinformez cultural. Odată la 3 luni făceam un voiaj horror pe tren și noaptea, nocturn, ajungeam, stăteam o săptămână, mă puneam la curent și mă întorceam. Deci era ceva miraculos. Și erau Dar e interesant că nu știi doar limbi, să zicem, din cadrul, așa zise, ginte latine. Mm. Am văzut că știi și rusa, mai știi și limbi exotice. Explic, cum le-ai ales? Cum? Deci totul pleacă de la mama mea, care rămâne etern recunoscător, care m-a scris cumva contracăr la școala germană. Cu asta ai început, deci. Păi dacă încep cu cei mai complicat și mai dificil, pe urmă restul e mai restul lejer. Bagatela până la urmă. Deci că dar la etatea aia ești completamente inconștient, adică ai senzația că engleza ar fi dificilă, care de fapt e exact polul cel mai lejer dintre limbile germanice. Și având baza asta germană, hai că o iau istoric, în anii 60 se transmiteau la Radio România în fiecare zi alte limbi. Deci era curs de franceză, spaniolă, italiană, rusă, germană. Evident, m-am orientat spre spaniolă, că aici chiar mă simțeam. Ascultai aceste... Nu că ascultam, aveam caiete de notițe și la radio îmi luam notițe. Deci nu se leagă de studiile la litere, ci nu, mult înainte. Nu, m-am dus acolo și am intrat la această secție engleză-germană, că am zis să fac conform normelor, dar era posibilitatea de a face facultativ spaniola, pe care deja o aveam la bază și am avut marea șansă că exista o profesoră extraordinară, Lucita García, născută în Asturias, și care vorbea impecabil. Și la ora actuală, când pronunț spaniola, mă întreabă lumea, dar de unde ai învățat așa bine? Zic, de la doamna Lucita García, Dumnezeu să o odihnească. A murit la 45 de ani, foarte tânără. Poftim. Da. Și după aceea, Marian Papahagi a revenit de la cursurile de la Roma,
Și la Roma făcuse secundar portugheză și cum a apărut, m-a pus în prima grupă, deci îți dai seama ce providențial, în prima grupă care învăța portugheză. Am fost student la prima oră. Cu cine crezi că a studiat? Uite, cu acest Murilo Mendes, care... Din care mi-ai promis o scurtă recitare. Da, e unul din cei mai mari poezi de pe glob, bineînțeles, ai secolului 20, care a avut și el o biografie foarte contorsionată, dar care ajunsese la un moment dat să predea portugheza braziliană la Universitatea din Roma, Sapienza, și i-a fost magistrul lui Marian Papagi, care, uite-te cum arată cartea de uzată. Pare citită. Da, eu o utilizez pe și Marian a făcut această selecție minunată în colecția Orfeu. Dacă vrei, îți zic acum textul. Aș vrea, chiar acum, ca să vezi pe loc, ce să nu amână. Influență puternică. Deci e unul dintre foarte puținele texte pe care le știu pe din afară. Asta am vrut să întreb, știi pe de rost? Nu, altfel nu m-a întrebat nimic din ce am scris eu, că nu țin minte nimic. Dar ăsta e un text emblematic. Adică se numește Explozia demografică. Și este scris în italiană, din cauza că el o bună perioadă spre finele vieții a trăit la Roma. Este înhumat la Lisabona, în cimitirul Duș Prazeres, cimitirul plăcerilor. Și am poza, dacă o găsește aici, bag-o în timp minunat, ce vorbesc. Minunat. Așa, eu sunt fața mormântului, i-am căutat mormântul acolo. Și deci acest poem e scris în italiană și se cheamă Explosione demografica. Zice... La donna incinta mi fa paura. Femeia gravidă îmi face teamă. Nasconde un motociclista, ascunde un motociclist, che dopo aver bevuto mi bicchiere di vino, care după ce mi-a băut paharul de vin, e mangiato mi pane și mi-a mâncat pâinea, subito me investira. Subit mă va călca. Explozione demografică. Scris în 1930-40, cam așa. Deci, te-a cucerit. Nu, bine, e plin de texte din astea și le utilizez în diverse spectacole ca alternativă la ale mele. Pentru că asta n-am apucat să o spunem. De la o vreme, cel puțin, sau poate dintotdeauna, tu ai dus poezia și în spectacole cu muzică și cu poezie. Da, asta a fost o soluție după 90, când a devenit posibil. Adică făcusem experiment așa prealabil, grație colaborării mele cu Harry Davidian și Corneliu Stroie, care erau cei mai importanți muzicieni de avantgardă români. Și am înființat un quartet numit Jazzographics, care, al cărui clou era cel mai important trombonist de avantgardă din Anglia, Alan Tomlinson. Cu acest om erai, cum să spun, asigurat. Puteai să nu faci nimic pe scenă și spectacolul era garantat. Și, deci un tip care continuamente inventa ceva și care inventase un limbaj specific de exprimare prin trombon, care e un instrument, unul din cele mai... cum să spun, fascinante instrumente, nu are clape, deci are acea culisă, da. Și sunet, cumva e o continuitate. Miști în față, în spate, în față, în spate. Și da, da. Între respirație și sunet, nu intervin, să zic, hiatusuri, dar pe de altă parte are așa o expresivitate care merge pe toată gama, de la grotesc până la tragic. Deci exact, parcă instrumentul adecvat pentru Eugen Ionescu, știi? Cam genul ăsta. Și atunci se potrivea pe texte, fiindcă el la fiecare vers de genul ăsta intervenea, comenta, bruia, vorbea, ce spuneam eu. Și tot așa, eu ziceam versul și contau mai mult sonoritățile decât... Deci eu în spate nu știam ce se întâmplă, dar vedeam că lumea se tăvălea de jos, de râs cumva, prin fața mea. Da, era foarte interesant acest. Deci a fost minunat. Cât a funcționat povestea? Cum să zic, așa un deceniu, însă cu mari intermitențe, pentru că el locuiește la Londra
Cât putea veni de. Corneliu Stroie da. La, și cu Hari la Constanța, eu la Cluj. Și aici la Cluj am avut și cooperări cu Livia Tulbure, care actualmente e șefa Catedrei de Coreografie la Academia de Muzică. Da. Deci a făcea improvizații coreografice. Era un show foarte reușit. Și cu asta am mers în câteva puncte de europene. Deci, culmea e că mă spune că apogeul l-am avut la expoziția mondială de la Lisabona în 1998, unde, din păcate, Hari n-a putut, că îi se părea că e prea departe, așa. Și am refăcut grupul cu Dumitru Belinski, un excepțional pianist din Basarabia, care, din fericire, s-a transferat la Cluj, și cu Mario Florescu din Arad, extraordinar percuționist, și cu un flautist din Bucovina, Marius Gagiu. Mă amuză foarte tare că te-am recomandat în primul și în primul rând ca poet și vorbim mai mult de jazz și de muzică. Ia spune-mi, ce poezie ai descoperit? Ce e poezia? Dacă descopeream, cred că mă blocam. Da? Da, nu, n-am descoperit. Deci are un perimetru nedefinit? Nu, asta e ca și eu sunt, în esență, cred că sunt un spirit afin, gen Marin Sorescu, da? N-am eu geniul lui, mai ales în materie de eseistică și de, ce să spun, deci el s-a avântat și în roman și în critica literară, nu? Da, era par excellence. Și tu ai performat în critica literară. Bien sûr. Câteva dintre cele mai frumoase cuvinte despre mine tu le-ai scris. Mersi. Eu îți mulțumesc. Deci chestiunea e că... Atunci cum e cu poezia? Băi, poezia, vorba lui, este impalpabilă. Deci e undeva și... Și cum o captezi? Că Nabucov umbla după fluturi cu o mică plasă. Aia cu captatul am mari dileme. Deci, scrii greu, adică? Sau da, scriu foarte. Depinzi de inspirație sau stare pe care o induci? Quasi integralmente de prin urmare, sunt zile când muza îți bate în geam sau cum e? Dacă ar fi posibil să-mi bată mai multe muze, ar fi și mai productiv. Una e muza poeziei. Așa e. Deci, da. Dar realmente e interesantă opțiunea lui, vorbesc tot de Sorescu. Da. Nu știu, avea și o anumită simpatie față de mine. V-ați cunoscut, deci? Păi da. Ultimul lui concert l-a făcut cu Jazzographics în Edinburgh, la celebrul Traverse Theatre. Deci știi că la Edinburgh sunt niște festivaluri mamut dedicate avantgardei. Și ne-am trezit în turneu cu el, jumătate, deci partea introductivă, jumătate din spectacol a făcut-o el. El era foarte timorat și avea asta o vreau să zic, că era timid oarecum și introvertit. Deci el nu era inclus în show-ul nostru, dar avea un succes fulminant datorită clipirilor, textelor sale. Care va să zică dilema generației mele, care probabil era și a ta. Da. Care e mai tare și mai bun? Nikita Stănescu sau Marin Sorescu? Tu ai tranșat-o parind un pic în plus pe Marin Sorescu. Nu, asta n-aș putea spune. După opinia mea, cred că totuși la nivel de poezie pură, Nikita Stănescu e imbatabil. Pentru că ajunsese la nivelul de jazzman transpus în poezie, adică avea deja... Asta deci un criteriu, dacă de la o anumită etate, el însuși a mărturisit în interviul dat lui Adam Pusloici, l-am văzut în 82, dat în Iugoslavia, că aici nu se întâmpla, fiindcă Pusloici avea barbă prea mare și nu l-arătau la televizor. Și spune acolo, zice, deja m-am prins că nu mai are noimă să scriu, pentru că... le zic. Adică ajunsese la stadiul în care poezia era deja constituită și o dicta în principiu partenere sală. Da, și cred că și unor prieteni la ocazie. Nu, da. oricui, dar în principiu spun, deci majoritar. Da, incredibil. Da, e uluitor. Deci, atunci, și eu am texte din astea, le-am scris. Deci, inedite? Nu le-ai scos la iveală? Am scos la Steaua în 90, când aveam de la Johnny Răducanu rămase textele pe care le debita lui Johnny Răducanu, care erau fenomenale, îți dai seama, și le-am acasă, în manuscris. Dar asta vreau să zic, că Marin Sorescu, îți dai seama ce confesiune îmi făcea, că e jumătate transilvanean. Asta deci nu știu. Era jumătate transilvanean, jumătate oltean. Și asta e o speță foarte interesantă din care pot să-l enumăr chiar pe amicul nostru Emil Hurezeanu. Și el la fel, mama din Sibiu,
părintele lui de către Tismana. De o parte și de alta muntelui, cum s-ar zice. Da, 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 exact. Deci e o categorie... Asta e povestea lui Negru Vodă până la urmă, nu? Da, e... Asta dacă, e țara românească. Dacă zisei că verii mei din Craiova sunt așa și mama lor, sora mamei mele, este bine mersi din centrul Transilvaniei de lângă Alba Iulia și blondă cu ochi albaștri. Ei au ieșit ceva mai, mai hibrizi. Dar, dar în orice caz, pe lângă asta, rețin ideea lui fabuloasă în care spune așa, zice, mă, ce să faci la noi? Zice, ce vecinul, zice, ăsta genial, nu poate fi că doar e vecin cu mine. Deci asta e mentalitatea românească. Da, în care pe el, diminuăm lucrurile. Pe el l-am betat totalmente. Adică, scuză-mă, el era la festival în Mexic, în Japonia, la Struga, peste tot, și acasă zicea, pe unul de aici, din, dar nu poate fi genial. E imposibil. Incredibil. Da, da. Nu dau seama cum uniți cu avantgardă, cu jazz, cu, da, cum ești tu, a făcut față rigorilor diplomației. Acolo da, nu știut. Să știi că și eu am avut ezitări din, da, din cauza că, în general, mi-e foarte... Nu mă pot abține să fiu un politic diplomație incorrect. Diplomație trebuie să fii mereu, da, exact, atent la ce spui, absolut, și faci, nu? Absolut, absolut. Și te-ai descurcat? N-ai avut... descurcat pentru că am intrat în diplomația culturală. Și unii... acolo nu e tot diplomația. Adică... Este, dar acolo există o categorie pe care eu știam din tradiția braziliană, da, și din tradiția Americii Latine. Gândește-te că Alejo Carpentier, marele romancier cubanez, era ambasador la Paris, trimis de Fidel Castro. Gândește-te de, cum să zic, tradiția asta braziliană de a pune personaje de cheie ale culturii în posturi diplomatice. Asta e o chestiune splendidă și care nu și-au falsificat ego-ul creativ. Mă refer, de exemplu, la Vinicius de Moraes. Are... A fost și el ambasador? A fost în diplomația braziliană cam din la începutul anilor 40 și a continuat și de la un moment... El e un poet cunoscut mai mult datorită muzicii. Evident. Dar cum? Pentru că în anii 50, când a apărut Bossa Nova, da, el a constatat că textele lui rimau perfect cu noul stil, că de-aia zice Bossa Nova. Era pe val. Asta e, valul nou. Bossa Nova. Da. Da? Și a început colaborările și pe măsură ce colabora și-a redescoperit niște virtuți din astea improvizatorice colosale și a mers atât de departe, încât de la un punct, ăia devenise ambetant pentru șefi. Spune-mi, adică, te rog, da, e favoritul tău dintre poeții brazilieni? A, mai sunt mulți, la fel ca doi, și la muzicieni. Păi ți-am spus de Murilo Mendes, este, eu cred că poate Carlos Drummond de Andrade e numărul unu. Foarte faimos. Da, dar în orice caz, vreau să zic că a ajuns Vinicius de Moraes, imaginează-ți, pletos, bărbos, el diplomat. Deci el era inițial, deci inițial, era, da, inițial a fost în California, după aceea a fost în, mai știu, în Uruguay sau așa, după aceea la Paris, după aceea foarte mult în Italia. Și sunt filmări care se văd încă pe YouTube, n-au fost încă expulzate, în care el apărea cu toată nonșalanța, cum discutăm aici, evident, trabuc, 3-4 potențiale admiratoare, grupis, să spunem, care mișunau pe, da, acolo pe, da, scenă, și, cum spuneau, unul zice, principalul său instrument este butelia de whisky. Deci, era ceva alimentat uluitor. Cu whisky. Deci, îți dai seama, eu care nici nu fumez, nici nu beau... Un cuvânt interzis în România, da, scrisă, da, anilor 80, whisky. Da, da. Dar, Gil, până nu mergem mai, da, departe, spune, toată lumea se va întreba de ce apare acest European Jazz acolo, pe o poziție de forță, da, și nu spunem două vorbe despre această carte. Spunem ce vrei. Da, spunem ce-i cu ea. Da, spus? Să-ți explic. Da, e o sinteză, e o istorie. Sunt multe, dar nu vreau să te încurc aici. Adică e o
o epopee, pentru că după ce m-au cooptat la Jazz Forum, da? Unde fiecare țară avea, să zic, un reprezentant. Redactor, reprezentant. Care avea pe pagina 2 dată adresa de acasă, într-o perioadă de... nu exista nimic de internet. Deci toată, eu știam dacă voiam să-l apelez pe cel din Noua Zeelandă, cel din Letonia, cel din Croația, din Chile. Instantaneu, puteam cumva, sigur că nu telefonic, dar oricum. După 90, nu? Au încercat să valorifice acest potențial cumva și să creeze niște sinteze, fiindcă la fel cum mi-am dat eu seama că fiecare țară are un specific, exact cum vorbeați voi de acele chestiuni cu domnul Taloș, cu rădăcinile. Da, sunt lucruri specifice, clar. Așa, și la fel ca și în momentul 1900, când a explodat așa numita școală națională în fiecare țară, din Rusia până în Cehia, din Norvegia până în Bulgaria, din... deci toate țările... În artă, zici? În muzică? În muzică, vorbesc acum de muzică, ne referim la muzică. Da, de acord. Și ce s-a întâmplat? Una din inițiative a aparținut așa numitului Jazz Institut Darmstadt, care e celebru, unde director e Wolfram Knauer, dar cel mai activ este Francesco Martinelli, directorul așa numitei Academiei de Jazz a Italiei, care funcționează la Siena. Deci nu pot să spun cum funcționează. Deci pe o colină similară cetățuiei, în care toată această fortăreață e dedicată jazzului. Poți să-ți imaginezi. Cu biblioteci, amfiteatre, săli de concert. E ceva inimaginabil. Și Martinelli a decis, zice, uite, facem fiecare țară europeană, își scrie ea însăși, prin reprezentanții cei mai autorizați aleși de el, istoria și după aceea o punem în context și vedem cam cum sună. Prin urmare, e un dicționariu, e enciclopedie, e o sinteză... Da, o sinteză în care... În care tu scrii despre România. Da, dar am lucrat 10 ani la... Scrii și despre Moldova. Despre Republica Moldova. Am reușit să... Aici inclus cumva, da? Sunt chestiuni de strategie foarte interesante, pentru că însăși poziția pe care o avem aici, am negociat-o cel puțin o jumătate de an. La sânge? Da. Și efectiv, câte pagini ai primit? Nu, mai multe decât inițial? Nu, am prins media. Da? Media. E dar bine. Vreau să spun că cea mai mare performanță este că suntem incluși în categoria jazzului central european. Pentru că altfel am fi figurat, bine mersi, datorită micuțului nostru teritoriu atât de prețios, care este Dobrogea, am fi figurat la țări balcanice și din sud-est, care merg până în Caucaz. Deci, eram oarecum deplasați pe o hartă dar le-am explicat, geocultural-politică. Eu, ca și cum ai muta spre Africa, să zicem, Grecia, pentru că are Creta. Nu? Adică nu se poate. Ai avut argumente. Nu, da. Foarte serioase, pe care ei le ignorau. E important să figurăm în Europa Centrală. Păi tocmai asta este... Deci, cum să spun? E vorba de reprezentativitate. Adică ai... Eu spun proporțional, iese cam 7% proporția fizică a acestui teritoriu din cauza că e de mărimea Muntenegrului. De asta o știu. Așa. La Dobrogea, identică. Deci o să zic că este chintesențială. Dobrogea e cât Muntenegru? Da. Deci Dobrogea noastră, adică nu și cadrilaterul. Nu, a noastră. Da. Deci este chintesențial acel teritoriu. Fără acea ieșire la mare, poți să te asfixiezi definitiv. Și liniștit, să fii un fel de Liechtenstein intercarpatic. Hai să fim serioși. Deci nu. Aici am impresia că vorbește nu doar omul de cultură, ci și diplomatul. Vorbesc pentru că știu despre ce vorbesc și din cauza asta m-am simțit de-a dreptul flatat să mă văd acolo pus în compania groză. Deci începe cu Elveția, continuă cu Slovacia, cu Austria, cu Ungaria și cu România, dar nu neapărat în ordinea asta. Da, înțeleg. Deci cam asta e perimetrul la care noi intrăm în acest capitol. Îți imaginezi, Gil, că mai avem vreo
mai puțin de 5 minute de emisie. Da, uite ce bine am discutat și n-am apucat să prezint două, trei cărți pe care le-am adus. Nici nu știu la care cameră o să le arăt. Încerc să le arăt aici, de pildă. Un roman reeditat al lui Gabriel Chifu, un romancier al generației noastre până la urmă, care, cum să spun, e persuasiv în efortul lui de a-și promova opera și pe bună dreptate. Are niște romane excelente în registru, să zicem, parabolic, simbolic. Aici e un roman subintitulat Adenda la un text al lui Kafka. Foarte interesant. Apoi un bistrițean, Grigore Cotul, a publicat ceva ce apare mai puțin pe piață, Registrul de intenții se cheamă cartea lui, nici mai mult, nici mai puțin decât niște epigrame. E foarte amuzant și foarte simpatic și mi se pare că tradiția ilustrată de Cincinat Pavelescu și atâția alții după el merită continuată. Un prieten prozator care a condus ani întregi revista Argeș la Pitești, Dumitru Augustin Doman, a publicat 366 de însemnări din anul pandemiei. O cărțulie mică, dar substanțială, pentru că să observi ce se întâmplă în pandemie zi de zi e un lucru interesant, mai ales că anul pandemic anterior, celui în care ne aflăm acum, a însemnat în bună măsură stat într-un soi de recluziune acasă. Avem aici o carte a unui clujan, conjudețean al nostru, este vorba de Alexandru Jurcan, o carte de proză de asta dată, care, Jurcan e și un mare, un pătimaș comentator de teatru, care încă din titlu spune totul, nădăjduind că poate fi citit pe ecran, nici nu-l mai pronunț. M-am bucurat să o pot prezenta și ca să nu rămânem doar la literatură, am adus și cartea unui tânăr conferențiar de la Craiova, Hadrian Gorun, România și Marele Război, la Grand Guerre, introducere la o istorie și teorie a relațiilor internaționale. Așadar, e istorie, dar sunt relații internaționale, de fapt, și e vorba despre recuperarea unei conjuncturi, a unui context, care a dus nici mai mult, nici mai puțin decât la formarea statului unificat, să zicem, desăvârșit român după 1918. Gândesc să profit și să arăt și coperta acelei cărți. Eu m-aș bucura să spui tu două vorbe despre această carte în timp ce o arăt, pentru că este o sinteză a întregii producții poetice, lirice, da, lui Virgil Mihaiu de până astăzi. Da, e o inițiativă a lui Vasile George Dâncu, editorul de mare vocație, și care mi-a zis, zice, dar tu nu te gândești că a venit cumva rândul în generația a doua de echinoxiști să-ți faci așa o sinteză, și eu inițial am zis, zic, bine, hai să nu-i ambetez pe oameni cu exces de zel și să fac o chestie. Și ieșise la vreo 300 și ceva de pagini, dar din cauza machetării, iată, este... E voluminoasă, da, voluptoasă și mai ales conține toate volumele dificil de găsit prin biblioteci. Da. Nu știu, probabil în marile biblioteci se pot găsi toate, dar aici cititorul are posibilitatea să te vadă da capo până în acest moment, pentru că nu e un final. Așa. Ne spui un poem al tău? Nu știu, pe din afară. Și de ce nu-l citești? Păi ieșim din timp. Nu ieșim din timp, mai avem două minute. Poate vei alege unul care nu e cel mai lung. Nimic, maestru. Sau vei proceda științific, după modelul unde se deschide cartea. Nici gând. Nu? Nu, asta se taie din montaj. Nu tăiem nimic, totul este cum se întâmplă în timp real. Stai să vedem. Dar aș fi curios după ce criteriu îl cauți, pentru că se consumă minutele între timp. Se consumă, n-am ce face, dar nu, că tai. Tu nu tăiem nimic, ți-am spus. Ideea asta, vezi, cenzura de odinioară, ți-a indus ideea că am putea tăia, nu tăiem. Da. Să tai alții la alte emisiuni. Nu, dar știi cum e, nici nu m-am gândit. Foarte bine, și n-ai nici ochelari. Uite, îți citesc asta. Perfect. Se cheamă Monumentalia. La răscrucea intemperiilor stă dreaptă statuia libertății mele, femeia transilvană. Excelent. Păi, acum ar trebui să zic, dragi prieteni, ăsta este poetul Virgil Mihaiu. Dar nu o să zic asta, pentru că vreau să te întreb, ai în pregătire un nou volum de versuri? Dificil de estimat. Nu știu încă. Un răspuns scurt, pentru că ieșim în afara timpului de emisie. Nu, deocamdată încerc să fac un fel de sinteză a concepțiilor mele jazzistice, dacă reușesc, și la îndemnul lui Sorin Antohi, să văd dacă pot să-mi fac și eu
ceva care să concureze vag de tot cu memoriile tale. Îți mulțumesc, olala. A fost, dragi prieteni, Virgil Mihaiu și data viitoare ne vedem din nou la Transparențe. Nu ratați emisiunea. Vă salut!